Zanfir. Spuneți-mi, ce are Franța, ce a avut Franța și n-a avut România, domnule Zanfir? Ce a avut Franța? Și n-a avut România. Pentru ce Lividache, pentru dumneavoastră, poziția, pentru Cioran. Poziția. Are deschidere la ocean și la mare ce s-a pomenit. Și bogății naturale infinite. Și recunoașterea pentru artă mai mult decât aici? Da, sigur. Păi Chirac, pe care l-am văzut și vă arăt poze cu el, când era primarul la 9e în arondisment, sau 8e, în 8 eram eu, dar mi se pare că a fost în 9, unde sunt marile bulevarde, nu? Lafayette și așa mai departe. Ce a zis Chirac? Păi n-am poze cu el, ca frații. Ați simțit o mai mare apreciere pentru artă? A zis, rest și nu, Zanfir. Rămâi la noi, Zanfir. Asta v-a zis Jacques Chirac. Jacques Chirac. Și n-am rămas. I-a fost mai dor de țărâna de acasă, de țuica aia de 27-28. De amintirea caprelor. Nu? Tata când venea, m-a spus la Paris, adu psică de țuică. Toarnaci. Venea la București, unde am avut vila aia superbă de pe Dr. Teohari numărul 10. Și berbecii mei aduce la Paris și acum sunt pe trepte acolo, la ușa de intrare. Dau fotografia, domnule Zanfir. O, ce avem aici! E o parte din istoria... universală. Da. Păi când au venit monștrii ăștia sacri doi... E vorba de Sergio Leone. Da. Și Ennio Morricone. Fantastic. Ați participat la coloana sonoră a uneia dintre cele mai mari filme din istoria... Capodopere. Once Upon a Time in America. Da. Cum i-ați întâlnit? Cum ați nimerit în Once Upon a Time? Ei au venit la mine. Sergio Leone m-a căutat să mă duc la Roma și să fac înregistrarea pentru filmul Once Upon a Time in America. Nu știați despre ce-i vorba? Abar n-am. M-am dus acolo, mi-a arătat pe un ecran cât e peretele ăsta imens, că așa e la ei. Filmele se pun pe ecrane. Da. Și la Karate Kid. Ați făcut și acolo. Sigur, și mi-a arătat și spuneți-mi, v-ați la Hollywood, că acolo m-am dus în studiurile Hollywood, mi-a arătat filmul și zice aici. V-a arătat filmul fără muzică. Păi dacă nu era. Corect. V-a arătat doar filmul și v-a zis aici. Doar atât vreau să vă întreb. Momentul care mie îmi place teribil, e unul din cele mai spectaculoase din istoria cinematografică. Când copilul e împușcat, moare în brațele lui Noodles și îl spune, Noodles, I sleep. E acolo la în bulevard de la... Și n-ar fi nimic fără naiul lui Zanfir. Păi ăla e momentul crucial. Nu numai din filmul Once Upon a Time in America, dar din toată cinematografia mondială. Așa e. Am văzut un clasament care spune că cele mai emoționante trei secvențe din istoria cinematografiei sunt momentul în care în Titanic se prăbușește DiCaprio, momentul în care e tema din Love Story și momentul în care copilul e împușcat pe muzica... Și pe amândouă le-am cântat. Pe Zanfir, fabulos. L-am cântat cu orchestra de opere din Paris. Titanic. Că americanii zic Titanic. Nu pot să sufăr de deformările astea. Cum ați înregistrat? Dar... Cum ați înregistrat momentul din Once Upon a Time in America? Păi m-am dus la Roma, mi-a arătat studio, a venit maestru, nu? Mi-a arătat Sergio ceva Leone. din partitură, dar nu aveam eu timp de să citesc partitura, pentru că este imensă. Au fost trei serii. Ținea 3 ore și jumătate, 4 ore. Și când a prezentat seria întâia la Paris, în premieră, fusese deja jumătate tăiat. Ați fost la premiera filmului Once Upon a Time in America? Nu aveam. Băi, dar ce aveam timp? Eu eram când la Tokyo, când la Melbourne. Dar țineți minte, domnule Zanfir, țineți minte când ați văzut prima dată filmul în cinema, Once Upon a Time in America? Da, tot filmul m-a cutremurat. Și unde l-ați văzut prima dată? În ce oraș? La Paris. Pe marile bulevarde, acolo erau cele mai multe cinematografe. Când veneam din străinătate, sau mai ales din partea Oceanului Atlantic, eu îmi petreceam seriile, că nu era decalajul de orar, nu puteai. Trăia cu Valium, cu somniferul ăla franțuzesc, așa, și mă adormeam pe la 2 după masă. Restul compuneam, scriam muzică
și poezii și așa, adică am trei volume editate. Care e filmul care v-a plăcut cel mai mult? Și vedeam filme. Care e filmul care v-a impresionat cel mai mult? De spionaj. Vă plăceau filmele de spionaj? Și era războiul ăsta rece, bătălia între Rusia și, vă plăceau filmele și America și erau... Eu fiind un tip emoțional și, cum să spun, care participă la ori, dacă când îi place ceva, se integrează total în... Eu de un an de zile nu văd decât filme indiene. Mai am o curiozitate, domnule Zan. Mă uit la fotografia asta cu Sergio Leone și Ennio Morricone. Ennio Morricone i-a fost fidel lui Leone în toate filmele, de la Pentru un pumn de dolari până la Once Upon a Time. Au fost prieteni fideli zeci de ani. Da. Așa, ca o curiozitate, care e cel mai bun prieten al dumneavoastră? Dumnezeu. Poți să faci ceva fără el? Poți să respiri? Stomacul când îți cere mâncare să face fără Dumnezeu. Inspirația care vine în cer pentru o compoziție, o lucrare, o sculptură, o ceva. Când iei porumbul în mână, în pumni și dai la găini, o faci tu ca așa vrei tu? Nu, Domnule. Toată asta este inspirație. Totul este numai El. Fiecare atom, fiecare celulă, scrie Dumnezeu pe ea. Nu se poate face nimic. Tu îți împingi piciorul înainte și îl chem pe stângul după aia? Nu, Doamne, e Dumnezeu. Când îți vine somnul, cine îți trimite ție somnul? Cine îți trimite ție setea de apă, de altceva? Dumnezeu. De unde vine aerul? Cine te pune pe tine să respiri? Vine, ce aer curat! Cine îți împinge aerul în stomac și în corp și îți limpezește creierul? Cine te pune în căruță? Cine te pune în călare pe cal? V-a fost cel mai bun prieten. Să putea ceva fără el? Ce-o, domnule Zampi, mi-ați spus că cel mai bun prieten al vieții dumneavoastră a fost Dumnezeu. Da. Și este. L-a strădat vreodată? Trădare, nu. Nu există trădare. Când iubești pe Dumnezeu, nu poți să-L trădezi. Au mai fost așa momente, dar clipe. I-ați înșelat așteptările? În tot ce am făcut eu, nu crede. L-am înșelat, bineînțeles că l-am înșelat, că tot păcătosul este. Ce a spus Iisus Hristos? Cine iese din mamă, e născut în păcat. Deci... păcatul este el. Nașterea în sine este păcătoasă. Ce i-a spus lui Adam, lui Eva? Vei naște de azi înainte în dureri. Păi ce e durerea? Și de ce? Pentru trădare. Păi trădarea asta o avem în noi, este în așa sânge, e, în genă. Așa. N-ai cum. Lăsați-mă să dau... Să nu șeli. Domnule Zanfir, mergem mai departe. E o fotografie în care dați autograf. Asta e Zucchero, cum se pare, nu? Zucchero Fornaciari. Da, exact. Auziți, dacă un copil din Găiești se uită la dumneavoastră acum și se întreabă, păi de cum pot eu să ajung star mondial dintr-un oraș? Cât are Găieștiul? 15.000 de oameni? Cam așa, 25.000. Cum acum pot eu să ajung un star mondial, să-i dau autografe lui Zucchero Fornaciari? Cum poți să ajungi din Găiești star mondial? Ajungem de acolo de unde am plecat. E calea pregătită de El. Misiunea care ți-a dat-o la plecare. Dumnezeu, zice. Sigur. Și alegerea n-ai lui noastră, credeți că e întâmplător? Când Fănică Luca m-am dus după plecarea de la Găiești, am sărit pe geam. În grădinița noastră mică de la Băcănie. Zăpada era de un metru. Cu 65 de lei furați în buzunarul tati și adresa lui dr. Ionescu. Nimic întâmplător. M-am dus eu, cineva m-a trimis acolo. Cine mi-a ghidat pașii către liceul de muzică? Dumnezeu. Cine mi-a pus naiul în mână? El. Când am ajuns la clasă, că mi-a zis o inspectoarea de la, și directoarea, Florica Cristorian, du-te, maestru e la clasă. Fugi. Și am
Nu știu când am fugit, era 150 de metri, culoarele alea infinite. Nu știu, am zburat, am fost teleghidat. Și totuși, cum poate un copil? Am ajuns în fața maestrului și ziceau elevii, a venit Zamfir, a venit Popescu Gheorghe de la Vâlcea, la Horez. A venit Zamfir, maestre, a venit Zamfir, a venit Zamfir. Care Zamfir, mă? L-a plecat de mult, mă. L-a... Dar auziți, mai... Să scoală bătrânul, părăsește masa uh-huh. amărâtă, de avea catalogul. Uh-huh. Face așa, uite așa. Și se îndreaptă, că lasă ochelarii pe masă, se îndreaptă către mine. Să uită așa la mine. Unde ai fost, mă? Praf, m-am făcut. Am început să bocesc și am pus capul pe pieptul lui. La un moment dat am simțit de aici, curgând ceva fierbinte.